Bună seara, sunt Sorina Obrejea și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Vitalie Proca spune că a tras în bancherul rus German Gorbunțov la comanda lui Vlad Plahotniuc. Liderul PD respinge acuzațiile. Un copil de 11 ani din Drăslicei a murit fiind strivit de un compactor de asfalt pe stadionul din localitate. O fată de 20 de ani din Drochia, dependentă de dializă, a murit noaptea trecută după ce a fost purtată dintr-un spital în altul. Satul Palanca, unde a fost descoperit un focar de peste porcină, este în carantină pentru 60 de zile. Moldoveanul Vitalie Proca, condamnat în România la 21 de ani de pușcărie, spune că a tras în bancherul rus German Gorbunțov la comanda lui Vlad Plahotniuc. Într-un interviu acordat postului Jurnal TV, acesta susține că oamenii liderului PD i-au oferit bani ca să spună că Renato Usată i-a comandat omorul. Prin purtătorul de cuvânt al partidului, Plahotniuc a declarat că Proca minte. Comanda asta e domnul Vlad Plahotniuc. Îl văd un criminal în serie. M-a prins prin intermediul lui la un moment în viață când eu am stat mai prost cu banii. Într-un interviu pentru Jurnal TV, Vitalie Proca spune că a fost eliberat mai devreme din închisoarea din Moldova la comanda lui Plahotniuc, tocmai pentru ca să tragă în Gorbunțov. Am avut 25 de ani mandat acolo, bine m-a pus liber după 13 ani. Înțelegeți? Adică nu de flori de cuc. M-a lăsat un an de zile, am stat acasă, una alta, ne-au mai împrumut, ne-au dat bani mereu, ne-au mai dat așa, ne-au mai dat așa. La un moment dat rămâi dator în viață, înțelegeți? Ei, și ca să ștergă datoriile, e simplu. Păi face un lucru, mai ales că mai câștigi și niște bani. Proca spune că oamenii lui Plahotniuc i-au oferit bani ca să spună că Renato Usată i-a comandat omorul lui Gorbunțov. În schimb, va fi repatriat, iar în Moldova îi se va reduce din pedapsă. A găsit o modalitate de a-l da jos pe un politic, îi deschizi un dosar, ori îl învinuiești, că ar fi, și îl murdăriești într-un fel. Înțelegeți cum? Proca spune că nu are probe că Plahotniuc ar fi comandat omorul lui Gorbunțov, dar spune că este gata să facă testul la poligraf. În interviu, el îl acuză pe liderul PD și de alte ilegalități. Trage cocaină multă și îi se încleaște maxilare lui. Și nu știe de escortele lui nenea Vlad. Proca susține totuși că are niște înscrisuri în care explică cine și de ce se face vinovat. Spune că vor fi făcute publice atunci când viața sa va fi în pericol. În interviu, Proca îl pomenește și pe șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cafcaliuc. Au fost aici la mine 3 procurori și mai apoi am aflat cu oamenii și ei care vreau eu să intre la mine. Ăștia sunt oamenii și ei 3 care au fost la German Gorbunțov în Londra. Dați-mi nume. Deci nu știu cum le zici acum. Cafcaliuc? Da. Proca a mințit. Și a mințit... Vizibil era că era pregătit de cineva și pus la cale să vocifereze familia Cafcaliuc. Vlad Plahotniuc nu ne-a răspuns la telefon, însă a oferit o reacție prin intermediul purtătorului de cuvânt al partidului. Se lucrează după instituire unui grup de avocați care vor examina toate aspectele procedurale, aspectele legale, atât în Republica Moldova cât și în România. Deci este vorba doar de aspectul juridic. Tot ce ține de declarațiile care le-a făcut, s-au spus că sunt declarații false, făcute de persoane condamnate. Declarațiile de acest gen sunt mai multe și nu cred că de fiecare dată se merită o reacție pentru a populariza pe persoana în cauză. Procuratura Generală a reacționat astăzi printr-un comunicat în care se spune că există o investigație în care sunt vizate mai multe persoane care ar fi încercat să-l plătească pe Vitalie Proca pentru ca acesta să facă declarații false. Acum câteva zile, procurorii au organizat o conferință de presă în care au vorbit despre tentativa de asasinat asupra bancherului rus. Ei au prezentat grafice și scheme care arătau că Renato Usată i-a comandat omorul lui Gorbunțov, iar ulterior, în schimbul unei sume mari de bani, Proca a acceptat să-l învinuiască pe Plahotniuc. Vitalie Proca este deținut într-un penitenciar din România din 2013, fiind condamnat la 21 de ani și 8 luni de închisoare pentru altă tentativă de omor. El urma să-l asasineze pe un om de afaceri român, însă a încurcat ținta, dar și cealaltă victimă a supraviețuit. După interviul cu Vitalie Proca, a apărut unul și cu bancherul rus, care spune că nu-l crede pe cel care a tras 6 gloanțe în el. Potrivit lui German Gorbunțov, Proca a atentat la viața sa la comanda lui Usatăi, iar ulterior a fost plătit ca să-l învinuiască pe Plahotniuc. Usatăi neagă tot și cere ca dosarul să fie investigat la Londra. Într-un interviu postat pe YouTube, German Gorbunțov a declarat că Renato Usată l-ar fi plătit pe Proca ca să-l învinuiască pe Plahotniuc. De ce Plahotniucu nu jun ea? Delăvăh interesă fie. Gorbunțov spune că nu-l cunoaște pe Plahotniuc. Ei au avut afaceri comune. Usată susține că Gorbunțov i-ar lua apărarea lui Plahotniuc pentru a scăpa de dosarele pe care le are. Primarul de Bălți spune că nu are nimic de ascuns și crede că dosarul ar trebui investigat la Londra. Lui Gorbun
Сумсов, я фос класати шасі до сери пінальні ж єла фос кос дін Інтерпол. Каса з дакіл карікунашті ще вот є їм комун ж проблеми шама департі, а прокуратура Молдовня всі фасі. У бака на поєм пігор Бонсова Інтерпол класіля шасі до сери пінальні каріко вітєзи косміка, а фос класати на октомбрі. З ким була декларація Луї Горбунцов контра мені? Де ти та Горбунцов ази і призонєр Луї Плахотнюк? Горбунцов варе інса аргументеле сале. Один Прока сильно любить свою сім'ю. И, наверное, ему пообещали, что семье отдадут денег, а, скорее всего, даже, наверное, дали. După interviul lui Vitalie Proca, președintele Igor Dodon a reacționat pe Facebook precizând că este nevoie de o nouă guvernare ca să facă lumină în acest caz. Tot pe Facebook, lidera PAS Maia Sandu a cerut procuraturii să se autosesizeze. Astăzi, partidul lui Renato Usatăi a cerut ca acesta să fie scos de sub urmărire penală, iar mandatul de arestare pe numele lui să fie anulat. Tentativa de omor asupra bancherului rus German Gorbunțov a avut loc în anul 2012 la Londra. În el au fost trase 6 gloanțe, dar a supraviețuit. German Gorbunțov este unul dintre numeroșii oameni de afaceri ruși care au căutat azil politic în țări occidentale. Afacerile sale s-au extins inclusiv în Republica Moldova, unde acesta a deținut până în 2012 Universal Bank. Presa din Rusia l-a supranumit bancherul negru pentru legăturile cu structurile mafiote. Acesta a deținut cel puțin 8 bănci în Federația Rusă, multe din ele fiind implicate în spălare de bani și evaziune fiscală. Mai este până la Crăciun, dar mulți copii știu deja ce își doresc, așa că pot să-i scrie moșului cel mai ingenios, să-i va înmâna personal răvașul datorită unui proiect inițiat de un grup de șoferi aventurieri care va porni în expediție în Laponia. Încurajăm copiii să scrie ce și-ar dori să primească Santa drept cadou, sau chiar să-i deseneze un cadou, sau chiar să expedieze un mic cadou simbolic pentru Moș Crăciun, astfel încât să nu ceară ceva de el, dar să-i ofere. Până când și unde vor fi colectate scrisorile adresate lui Moș Crăciun, dar și detalii despre expediția în Laponia, aflați imediat la știri. Incident tragic astăzi la adresa liceului Creuleni. Un copil de 11 ani a murit fiind strivit de un compactor de asfalt. S-a întâmplat pe stadionul din localitate, unde se făceau lucrări de nivelare a gazonului de pe terenul de fotbal. Băiatul și ăla s-a lunicat sub roata ca tot, l-a lățit. Potrivit martorilor, băiatul împreună cu alți copii se jucau pe stadion. La un moment dat, acesta s-ar fi oprit în spatele utilajului. Șoferul nu l-a observat și a trecut peste el. Tatăl băiatului spune că de vină ar fi șoferul autospecialei. Omul și ăla se uite prin părți. Dar ce aia asta e bitor, măi, e țărușul și... Nu-i țărușul, este-i copil. Și-o mers ca tot cu peste dânsul. Apoi cine e vinovat? E ori... Cine e vinovat aici? Compactorul a fost adus astăzi dimineața la solicitarea unei echipe de fotbal care a închiriat stadionul pentru a efectua antrenamente. Copiii s-au băgat sub tăvăluc. Noi nu avem nicio treabă. Avem contracte să ne antrenăm și facem regulă în teren. Este contract cu compania dată. Poliția urmează să stabilească circumstanțele producerii tragediei. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul autospecialei riscă până la 3 ani de închisoare. Procurorii au cerut astăzi prelungirea mandatului de arest la domiciliu pentru Dorin Chirtoacă. După o recuzare și câteva ore de examinare a demersului, judecătorul a decis că se va pronunța luni. Procurorul Dumitru Robo a fost înlocuit astăzi de colega sa, Victoria Furtună, care a prezentat motive noi pentru care primarul suspendat nu poate fi eliberat. Și-au permis să spună că eu deja sunt ex-primarul municipiului Chișinău, asta scrie în demersul dumnealor de prelungire a măsurii de arest preventiv, și că s-ar produce o tulburare efectivă a ordinei publice dacă nu ar fi prelungit mandatul. Astea sunt absurdități, astea sunt aberații, astea sunt nonsensuri. Procurorul Victoria Furtună nu a comentat demersul de prelungire a mandatului de arest. După ce o să se pronunțe, stă de judecată, neapărat o să dau un comunicat de presă. Tot astăzi, Chirtoacă a comentat și acuzațiile aduse de asasinul Vitalie Proca la adresa lui Vlad Plahotniuc, făcând asociere cu denunțul făcut în cazul său. Cineva a denunțat pe altcineva, cum e și la mine. Eu am fost denunțat de unii. Nu știu de ce, din cauza asta mă aflu permanent în stare de arest la domiciliu timp de aproape jumătate de an. Păi dacă într-un asemenea caz se aplică o asemenea măsură, acum cum ar trebui să procedeze în cazul în care este vorba despre un denunț, comandă de omor? Nu ar trebui cumva să procedeze la fel? Avocații au mai cerut astăzi recuzarea judecătorului Alexandru Negru pe motiv că cererile lor ar fi fost ignorate de acesta. Demersul a fost respins. Domnia sa a fixat
13 sau 12 ședințe de judecată, fără a coordona cu noi. I-am zis, domnule judecător, la data aceea, la ora aceea nu putem, deci dați să convenim. Legea e scrisă expres. Nu îl interesează până la urmă, ne-a făcut și că suntem mincinoși. Mai mult, judecătorul le-ar fi spus că în cazul în care vor lipsi de la ședință pe motiv că sunt ocupați, Chirtoacă va fi apărat de avocați din oficiu. Gheorghe Malic spune că va amâna toate ședințele din alte dosare programate în același timp cu cele ale primarului suspendat pentru a participa la proces. Dorin Chirtoacă este acuzat de trafic de influență și corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată. El se declară nevinovat. O fată din Drochia, dependentă de dializă, s-a stins noaptea trecută după ce a fost purtată dintr-un spital în altul fără să fie internată. Autoritățile au demarat o anchetă în acest caz abia astăzi, după ce Ziarul de Gardă a scris despre coșmarul prin care a trecut fata. La Nicoleta, pe data de 21, s-a plesnit burta. Ne-am chemat salvare, ne-am dus la orașul Drochi. Au vrut să ne interneze la spital. Nicolina a insistat că ea nu vrea la spital să ne dea ambulanță, să ne chem la Chișinău. Tot a spus că nu au mașină, că să ne dea. Am chemat taxiul, ne-a oprit la bălți, la secție de internare. Am chemat un chirurg, a scos 3 litri de apă. Pe urmă, un medic cu Nicoleta și a spus că sunteți liberi, puteți să vă duceți acasă, tot bine. Verișoara Niculinei ne-a povestit că după ce i s-a acordat ajutor la bălți, Niculina s-a întors acasă, iar timp de 2 săptămâni a mers odată la câteva zile cu taxiul la Chișinău pentru a face dializă. Ieri starea Niculinei s-a agravat din nou și ea a fost adusă cu o mașină a serviciului Aviasan la Spitalul de Urgență din Capitală, unde s-a stins. Astăzi, Ministerul Sănătății a inițiat o anchetă internă, iar Procuratura o urmărire penală. Niculina era orfană, iar mama ei murise fiind tot în dializă. Satul Palanca, unde a fost depistat focarul de pestă porcină, va fi în carantină timp de 60 de zile. Specialiștii de la ANSA au lăsat doar un drum de intrare și altul de ieșire, blocând alte căi de acces. Împreună cu medicii veterinari, sătenii efectuează în fiecare zi controle în gospodării. Cei de la ANSA spun că boala a ajuns în sat după ce un localnic a cumpărat produse de carne din Ucraina. Specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor zilnic inspectează gospodăriile din Palanca, unde sunt crescuți porci. Sătenii recunosc că se tem pentru animalele lor. Știți câți porci ai? Să vii să pui vaccină și bircă la urechi. S-a uitat la porc la astea și a spus că dacă de un caz de ceva e boală, sărăzi să anunțăm. Chiar și așa, specialiștii de la ANSA susțin că ieri au apărut suspiciuni de îmbolnăvire la animalele dintr-o altă gospodărie, a patra la număr. Pentru a preveni extinderea virusului, oamenii au fost nevoiți să nimicească porcinele bolnave. Ochișori se fac roșii și asta da, mă, e boală. Până acum, 15 animale au fost nimicite. Totodată, sătenii au primit dezinfectant, cu care își stropesc curțile de câteva ori pe zi. Cu ecocid dezinfectăm și cu verobac, bariere de dezinfecție. Acolo vor fi dezinfecția automobililor, care trec pe sat, care iese, care intră. Punctele unde sunt instalate filtrele sanitare vor fi supravegheate de polițiști. Restricțiile de circulație vor fi valabile timp de 60 de zile. Fiecare persoană care intră în sat și care iese din sat cu transport sau cu fără transport va fi verificată ca să nu nimerească deci aici cele produse alimentare care sunt interzise. Am rugat toți primare ca să fac o verificare în toate localitățile. Potrivit responsabililor de la ANSA, în satul Palanca există acum doar un drum de intrare și altul de ieșire. Altfel nu scoatem problema. Deci am blocat toate drumurile, cu ajutorul primăriei, cu ajutorul direcției drumurilor, au fost săpate. Am făcut un filtru sanitar când ieșim de la Van Palanca și când ieșim de la din satul Tudora. ANSA susține că pesta porcină africană a ajuns la Palanca din Ucraina. Unul din persoane care a fost este și constructor și pleacă acolo la lucru cum mai mult în satul acesta, este clar că întorcându-se acasă, deoarece în Ucraina produsele din carne și carne de porcine este mult mai ieftin. Și-a procurat aceste produse, a venit acasă. Resturile astea, spunem noi, de catering sau cel care rămâne după fiecare masă, au fost date animalelor. De la 1 noiembrie au fost intensificate controlele la punctele de trecere a frontierei, iar în ultimele 24 de ore au fost ridicate aproape 60 de kilograme de carne de porc. În prezent, în Ucraina sunt înregistrate 28 de focare de pestă porcină africană. Un focar de pestă porcină africană a fost înregistrat anul trecut la Dondușeni. Atunci boala a ajuns în două sate, tot după ce câțiva săteni au adus din Ucraina carne de porc infectată.
Nici astăzi Consiliul Municipal nu a examinat candidaturile propuse de Nistor Grozavu la funcția de viceprimar. Pentru a doua oară într-o săptămână, proiectul a fost exclus de pe ordinea de zi. Unii consilieri spun că acum primarul interimar îi poate numi viceprimari pe Silvia Radu și Ruslan Codreanu și fără votul CMC. Alții cred că nu este posibil deoarece Grozavu este interimar. Proiectul cu privire la aprobarea candidaturilor la funcția de viceprimar figura pe ordinea de zi a ședinței CMC sub numărul 21. La propunerea consilierului liberal Adrian Culai, subiectul a fost exclus de pe ordinea de zi cu votul tuturor consilierilor prezenți în sală. Pentru excludere a votat chiar și consilierul PPM Ruslan Codreanu, propus la funcția de viceprimar. Tentativele sunt de iure consumate și acum primarul interimar poate în orice clipă, în următoarele ore de seară, la noapte, în noaptea sunt deprinși să semneze decrete importante. Aceste două persoane pot deveni viceprimari și luni să evideți la ședința primăriei deja rezolvând probleme în ghilimele. Totuși, de cealaltă parte, consilierii PSRM spun că nu există nicio șansă ca Ruslan Codreanu și Silvia Radu să ajungă viceprimari fără aprobarea CMC. Nistor Grozavu este primar, interimar și nu poate numi absolut pe nimeni. După părerea noastră și după părerea tuturor juriștilor pe care îi cunosc eu. Nistor Grozavu nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune cum va proceda. El i-a propus pe Ruslan Codreanu și Silvia Radu la funcția de viceprimar la ședința de marți a CMC și atunci proiectul a fost exclus de pe ordinea de zi. Acum 4 luni, primarul suspendat Dorin Chirtoacă din arest la domiciliu a propus candidaturile lui Valeriu Munteanu și Mihai Moldovanu la funcția de viceprimari. Însă proiectul nu a ajuns pe masa consilierilor municipali. Nistor Grozavu afirmă că nu i-a propus pe cei doi liberali, deoarece nu ar fi fost susținuți de consilieri. A rămas mai puțin de o lună până vine iarna. Dacă nu ați decis încă unde să vă petreceți vacanța, nu vă faceți griji. Astăzi la Moldexpo s-a deschis primul târg al ofertelor pentru perioada rece anului și puteți să vă inspirați de acolo. În căutarea ofertelor cu prețuri accesibile, zeci de oameni au venit astăzi la târg. Accesul la târg e deschis, la piscină, la Tiroliană, Parc Aventura. Oferte au fost pentru toate buzunoarele, deoarece la târg au venit agenții de turism atât din țară cât și de peste hotare. Pe lângă reduceri generoase, de exemplu, georgienii ademeneau vizitatorii cu o băutură tradițională. Это грузинская спиртной чача называется, домашний рецепт, натуральный. И это значит, что когда приедете в горах, там чуть-чуть холодно, и обязательно понадобится пить чача. Cei care vor să aibă parte de muntă, aer curat și sărbători de poveste pot să aleagă o vacanță în România. În inima Bucovinei, pe lângă istorie și tradiție, iată, am dat drumul la un cel mai frumos și nou complex de agrement care ne oferă posibilitatea să ne delectăm la piscină, să schiem, deci purtie de schi cu instalație de nocturnă. Sunt variante economice, începând de la 50 de euro pentru 4 nopți de cazare în pensiune, până la hotele luxoase care ar avea un preț de 300-400 de euro de persoană pentru 5 nopți de cazare. Dacă preferați în plină iarnă să vizitați orașe antice cu palată și parcuri pitorești, cu plaje și peisaje spectaculoase, puteți opta pentru Malta. Cu zborul din București, oferta cea mai ieftină de 575 de euro pentru 5 zile. Din punct de vedere a focurilor de artificii, este practic prima țară. Pe lângă reduceri de 30% pentru vacanța de iarnă, agențiile de turism vin și cu oferte fierbinți. Oferta fierbinte o cumpere în ultimul moment, cu o zi, două înainte de plecare, te cazezi acolo unde este loc și beneficiezi în dependență de ce se oferă. Deci iai ceea ce este, nu ceea ce vrei. Nu tot timpul sunt cele mai bune condiții la oferte fierbinți. Sunt pentru destinații cum ar fi cele exotice, Egipt, Sri Lanka, Thailanda. Niciodată nu e prea târziu pentru planuri de vacanță, spun unii. Nu ne-am decis. În Grecia plecăm. La apele termale, în nordul Greciei, acolo se poate face și tratament și odihnă. Dacă mai apucăm și ceva zile cu soare, se poate face și bronz. Далеко ехать куда-то не стоит, и, возможно, выберу Украину. Там недорого, страна находится в тяжелом состоянии. Vrem să mergem în grup de persoane și vrem ca toți să fim împreună, ori la hotel, ori la o cabană. Târgul Winter Travel Fair este la prima ediție și se va încheia duminică. O călătorie în Laponia, la casa lui Moș Crăciun, este pusă la bătaie de un grup de șoferi care se va aventura și în acest an într-o expediție polară. Cadoul va fi oferit unui copil care îi va scrie moșului cea mai ingenioasă scrisoare. De astăzi, răvașele au început să fie colectate, iar câștigătorul va fi desemnat peste 2 săptămâni.
Dragă Moș Crăciun, dar tu primești vreodată măcar vreun cadou? Astfel ar trebui să înceapă scrisoarea unui copil care vrea să ajungă în Laponia. Încurajăm copiii să scrie ce și-ar dori să primească Santa drept cadou, sau chiar să-i deseneze un cadou, sau chiar să expedieze un mic cadou simbolic pentru Moș Crăciun, astfel încât să nu ceară ceva de el, dar să-i ofere. Grupul de aventurieri vor merge și în casele de copii și școlile internat pentru a colecta scrisori. În cazul în care va fi un copil din orfelinat și doar în acel caz, noi ne asumăm și costul de prezentare a pașaportului biometric pentru acest copil. Sergiu Voicu este noul membru al echipei. El va merge pentru prima dată în ospeție la Moș Crăciun. Este un subiect de mândrie pentru mine că ideea acestei campanii a apărut în Moldova. Sunt sigur că vom putea relata din expediția asta multe emoții frumoase. Scrisorile vor fi colectate până la 14 noiembrie la o rețea de benzinării și la un salon de mașini partener al proiectului. Pe 16 noiembrie va avea loc Marea Tombolă. Câștigătorul va fi premiat cu o călătorie magică în Laponia. Acesta va putea să-și ia cu el și familia și va ajunge la destinație cu avionul. Șoferii aventurieri vor merge însă cu mașinile. Nu este prima dată când aceștia merg în expediția polară. În anii precedenți, ei colectau scrisori de la copii pe care le duceau lui Moș Crăciun. Maratonul va începe pe 1 decembrie. Igor Dodon s-a apucat de făcut filme. Astăzi președintele a publicat pe Facebook un fragment din documentarul Istoria Moldovei, realizat la inițiativa sa. Odată la fiecare 50-70 de ani, ei părăseau locurile de trai și plecau în căutarea altora. Prin toată Moldova sunt împrăștiate multe movile bine conturate. Se prea poate ca acestea să fie organele culturii iamna. Prin acest film, președintele spune că vrea să prezinte adevărata istoria Moldovei. Imediat la știri vedeți mai multe imagini. Șoferul unui microbuz de pe ruta 184 a fost prins de oamenii legii fiind băut la volan. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în timpul unui control la stația Terminus. Bărbatul de 50 de ani a fost luat la ochi pentru că avea un comportament suspect. El le-a spus polițiștilor că a venit să predea microbuzul colegului său întrucât avea zi liberă. Testul de alcoolemie a arătat că acesta avea 0,75 mg pe litru în aerul expirat. În funcție de rezultatele probelor de sânge, acesta riscă o amendă de până la 17.000 de lei sau până la 5 ani de pușcărie. Ca să nu stâlcim româna, acum o putem învăța direct de pe telefon. O aplicație mobilă care ne va ajuta să ne exprimăm corect a fost lansată astăzi și poate fi descărcată gratuit. Autorii spun că ghidul de conversație este util mai ales pentru străini care vor învăța cum să se descurce la muncă, la un interviu de angajare, la cumpărături sau la medic. Această aplicație mobilă este nu doar pentru cei care nu cunosc limba română, dar și pentru cei care vor să-și îmbogățească nivelul de cunoaștere. Ghidul de conversație include 15 teme. Fiecare temă are 50 de modele care poate fi audiat, repetat, pentru o memorare mai bună. După prezentarea acestor modele de vorbire, care sunt însoțite de un material audio, înregistrat de către niște actori foarte buni, cu o dicție foarte bună. Acest bărbat din India locuiește de 4 ani în Moldova. El spune că limba română este una foarte grea și nu este deloc ușor să pronunțe unele cuvinte, astfel că imediat și-a descărcat aplicația pe telefon și a început să exerseze. Bună dimineața! Bună dimineața! Un weekend plăcut! Un weekend plăcut! Cu timpul, prin update-uri frecvente, aplicația mobilă va conține și alte limbi străine. Acum noi propunem doar două limbi, rusa și engleza, dar intenția noastră este de a include și franceza, și germană, și araba. Aplicația a fost lansată de Asociația Națională a Trenerilor Europeni din Moldova și poate fi descărcată gratuit. Astfel de ghiduri mai pot fi găsite în magazinele online. După protestele din fața primăriei capitalei, aleșii locale au decis să aloce bani pentru produsele de igienă din grădinițe. Din cele 2 milioane de lei vor fi cumpărate săpun și hârtie igienică doar până la sfârșitul anului. Acum 2 săptămâni, un grup de părinți a cerut responsabililor de la primărie și Ministerul Educației condiții decente pentru copiii în școli și grădinițe. Până acum autoritățile nu alocau bani pentru produsele de igienă, iar părinții erau nevoiți să achite lunar până la 150 de lei pentru hârtie igienică și săpun. Cât timp așteaptă să afle dacă va fi emis mandat european de arestare pe numele său, președintele demis al Cataloniei cere eliberarea celor 8 miniștri ai guvernului regional, care aseară au fost arestați preventiv. Avocatul liderului separatist susține că acesta nu va solicita azil în Belgia și dacă va fi emis mandatul, se va preda.
5 mașini ale poliției au transferat pe cei 8 miniștri către centrele de detenție de lângă Madrid. Oficialii au fost plasați în arest preventiv, fiind acuzați de rebeliune și de turnare de fonduri publice. Un al nouălea ministru catalan a rămas la Madrid și poate părăsi închisoarea după achitarea unei cauțiuni în valoare de 50.000 de euro. Și asta pentru că a demisionat înainte ca să fie proclamată independența Cataloniei. L'estat spaniol ha decidit empresonar el vicepresident i consellers i conselleres del govern legítim. És un greu, un molt greu error. De fet, és un gravíssim atemptat a la democràcia. Carles Puigdemont a cerut ca cei 8 oficiali să fie eliberați și a condamnat represiunea politică a autorităților de la Madrid. Pentru că liderul separatist nu s-a prezentat ieri în instanță, procurorii spanioli au cerut emiterea unui mandat european de arestare pe numele lui, dar și pe numele celor 4 foști miniștri catalani care îl însoțesc la Bruxelles. Avocatul lui Puigdemont a dat asigurări că liderul separatist va coopera cu autoritățile spaniole. Va asiste le client auprès de la police, auprès du juge d'instruction et auprès du tribunal. Ils ne vont pas demander asile. Aseară, mii de oameni care susțin independența Cataloniei au protestat la Barcelona, criticând decizia autorităților de la Madrid de a aresta pe oficialii catalani. Igor Dodon s-a apucat de făcut filme. Astăzi el a prezentat pe pagina sa de Facebook trailerul unui documentar despre istoria Moldovei. Președintele spune că pelicula realizată la inițiativa sa trebuie să fie văzută de fiecare cetățean, deoarece prezintă adevărata istoria Moldovei. Nu am reușit să aflăm cât a costat filmul și când va fi difuzat. Odată la fiecare 50-70 de ani, ei părăseau locurile de trai și plecau în căutarea altora. Prin toată Moldova sunt împrăștiate multe movile bine conturate. Se prea poate ca acestea să fie gorganele culturii iamna. Trailerul filmului începe cu un șir de imagini pitorești filmate cu drona, după care autorii producției încearcă să facă o incursiune în trecut, începând cu perioada medievală. În mai multe scene apar reconstituiri istorice filmate cu actori. Conducătorul de oști a fost luat prizonier de oastea regelui Jet, Dromihefe. Sfetnicii acestuia insistau ca inamicul să fie omorât. În trailer apar și arheologi și istorici. Unul dintre ei, Corneliu Popovici, este consilierul lui Igor Dodon în domeniul educației. Herodot, vorbind despre geți, susține că ei se consideră nemuritori. În postarea sa de pe o rețea de socializare, Igor Dodon scrie că filmul este o încercare de a reprezenta adevărata fața istoriei Moldovei. Președintele mai menționează că va face tot posibilul ca pelicula să fie vizionată de toți cetățenii. Nu se știe exact când va apărea producția și unde va fi difuzată, se precizează doar că va avea 3 episoade. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ion Ceban inițial a spus că va veni cu mai multe detalii despre film, însă ulterior nu a fost de găsit. Victorie uriașă pentru Zimbru în derbiul cu Dacia. Galbenverzii au trecut de marea rivală pe teren propriu și au urcat pe locul 6 în clasament. Dacia nu a câștigat în divizia națională de 6 etape. Zimbru Chișinău s-a impus cu 2-0 în fața rivalei Dacia. Galbenverzii au început mai bine partida, iar la mijlocul primei reprize au deschis scorul. Gazdele și-au continuat jocul ofensiv, iar în minutul 61 Douglas Ferreira a stabilit scorul final. O victorie mult așteptată, cred că am bucurat astăzi și suporterii cu jocul nostru. Derbiul capitalei l-am învins, suntem foarte bucuroși. Scorul de pe tabel reflectă tot jocul care a fost astăzi. După momentele, după joc, eu cred că am fost mai buni. Mergem mai departe. Este pauza în campionat, mai rămas încă 2 meciuri. După asta vom trage linia. Zimbru Chișinău ocupă locul 6 în campionat. În următoarea partidă, galbenverzii întâlnesc formația Spicul Chișcăreni. Una dintre cele mai mari victorii din istoria fotbalului moldovenesc, Șerif a reușit surpriza în Europa League. A învins-o pe Locomotiv Moscova, chiar la ea acasă, scor 2-1. Viespele au revenit astăzi în țară. Сказали, что попробуем выиграть, и на концу выиграли. Показали и у Тирасполя, и в Москве, что можно играть с Локомотивом, и просто выиграли игру. О, Виктория историка, деварче и прямая экипа Дин Молдова, которая кштига, где пасары.
așa că ea la 100-lea meci pentru Șerif Tiraspol, așa că e o sărbătoare pentru toți. Această victorie ne dă mai multe șanse să ieșim din grup, însă va fi foarte important meciul cu Zilin Carluș cam acasă. Acolo se va decide soarta noastră mai departe. După remiza din tur, scor 1-1, Locomotiv și Șerif s-au duelat în capitala Rusiei. Gazdele au lovit în minutul 26. A înscris Jefferson Farfan. În câteva momente, Șerif a marcat prin Petru Racu, însă golul a fost anulat pentru că fundașul nostru a jucat balonul cu mâna. Totuși, Șerif a egalat scorul până la pauză. A înscris Badi Banga din pasa lui Brezoveț. Viespele au mai avut ocazii de gol, iar în minutul 58 au reușit să iasă în avantaj. Brezoveț a marcat cu un șut de la marginea careului. 2-1, scor ce a rămas neschimbat până la final, iar echipa lui Roberto Bordin a produs o mare surpriză în Europa League. Tot aseară, FC Copenhaga a învins-o pe Zlin cu 3-0. Astfel, clubul danez are 6 puncte în grupă la egalitate cu Șerif. În următorul meci, tiraspolinii vor juca acasă împotriva cehilor de la Zlin. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă doresc noapte bună și un weekend frumos.